Partidul Social Democrat Ialomița și-a lansat candidații pentru alegerile locale. 37 de primari în funcție vor candida din partea PSD, iar propunerile pentru cele trei municipii sunt Sorin Gafițoi, care va lupta pentru fotoliul de primar al municipiului Fetești, Liviu Cazan, candidatul PSD pentru primăria municipiului Urziceni și Adrian Mocioniu, candidat la primăria municipiului Slobozia. Targetul PSD Ialomița este de peste 50% vot politic pentru Consiliul Județean Ialomița și mai mult de jumătate din mandatele de consilieri județeni. Am acordat o atenție deosebită candidaturilor pentru zona urbană și în mod deosebit acelor trei municipii. Candidații noștri pentru cele trei municipii sunt, într-o ordine absolut aleatorie, Sorin Gafițoi pentru Fetești, Liviu Cazan pentru Urziceni și tocmai confirmat aseară de biroul municipal la Slobozia, Adrian Mocioniu. Avem în momentul ăsta alături de noi 37 de primari în funcție care vor candida, cu excepția două cazuri unde schimbăm viceprimarul cu primarul din motive obiective solicitate de primarii respectivi, la Grindu și la Jilavere. Și avem încă un număr de 5 localități în care încă facem sondaje și nu am stabilit candidatul care să aibă cele mai bune șanse pentru a se bate. Așa cum v-am spus, am fost foarte mulțumit de determinarea și de hotărârea pe care am demonstrat-o toți candidații noștri, chiar dacă unii dintre ei aparent pleacă cu șansa a doua și am văzut și m-a bucurat foarte mult decizia lor de a se bate și în multe dintre situații sunt convins că au șanse reale de câștig. Evident că acest scor politic pe care l-am anunțat pentru total județ se bazează pe scorurile pe care fiecare dintre ele vor obține și în zona rurală și în zona urbană, mic-urbană și municipii. Iar cifra agregată a voturilor pe care le vom obține aici în Ialomița, sunt absolut convins că ne vor situa pe aceleași locuri principale în ierarhia națională ca și până acum. La primăria municipiului Slobozia au fost incluși în sondaje actualul vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița Ștefan Mușoiu și președintele Colegiului Medicilor Veterinari Ialomița Adrian Mocioniu. Ambii au fost cotați cu șanse egale în cercetările sociologice. Amândoi colegii noștri în sondajul pe care l-am făcut au fost situați sau creditați cu aceleași șanse de către slobozeni. Domnul vicepreședinte Mușoiu a decis că nu dorește să candideze, dar nu este principalul motiv. Amândoi candidații sau cei incluși în sondaj, atât Ștefan cât și Adrian, corespund pe detaliile de focus grup cerințelor pe care slobozenii le așteaptă de la un candidat de primar. Într-adevăr, am reiterat intenția mea de a nu candida la alegerile locale în 2016 pentru nicio funcție, într-adevăr. Deși am beneficiat de sprijinul atât a conducerii județului, cât și a colegilor primari, președinte de organizații și alți colegi din teritoriu pentru una dintre aceste funcții, și la județ și la municipiul Slobozia. Acest lucru, așa cum am spus-o și la întâlnirea pe care am avut-o mai devreme, m-a bucurat pentru că înseamnă că există o apreciere pentru activitatea pe care am desfășurat-o atât în partid cât și la nivelul Consiliului Județean Ialomița ca vicepreședinte și cu atribuții de președinte în ultimul an de zile. Am spus-o și dumneavoastră în diferite ocazii că nu voi mai candida la alegerile locale în 2016 și din dorința de regenerare a partidului care se dorește din perspectiva electoratului. Electoratul este în cele din urmă cel care dorește, eu știu, mai mult de la fiecare partid și suntem unii dintre noi care înțelegem că partidul merge înainte și cu noi și fără noi. Important este să înțelegem care este dorința electoratului și să fim pliați pe așteptările lor. În continuare voi rămâne la coordonatorul județean al campaniei PSD Ialomița pentru alegeri locale, președinte executiv la partid și le-am spus colegilor și vă spun și dumneavoastră, voi rămâne în continuare în partid, din orice funcție ar fi, pentru a munce alături de ei.
Sunt onorat să fac parte într-o asemenea echipă a PSD Ialomița. Suntem un partid de oameni serioși și eu cred că în ultimii ani de zile județul Ialomița a beneficiat de o dezvoltare pe fiecare localitate în parte și cât și la nivelul județean. Am încercat fiecare dintre noi, atât eu cât și colegii mei, să facem ce putem mai bine pentru a fi a rezona cu așteptările oamenilor. Am 39 de ani și voi fi candidatul Partidului Social Democrat, principala forță politică din județul Ialomița și din municipiul Slobozia pentru primăria Slobozia. Sunt aș vrea să vă spun cum s-a ajuns la această candidatură. S-a ajuns în urma dorinței cetățenilor prin analizele atent efectuate de conducerea partidului la nivel de județ. Astfel s-a ajuns la concluzia că Slobozia își dorește un primar din noua generație de politicieni și pot spune că până acum, deși am o vechime în Partidul Social Democrat, nu am făcut o politică la nivel înalt. Activitatea profesională până în acest moment, nepermițându-mi să desfășor o activitate politică. De asemenea, s-a ajuns la concluzia că Slobozia își dorește un candidat care să dea dovadă de probitate morală, să fie asociat cu succesul în profesia care o desfășoară și ca să fac o mică paranteză, de 6 ani sunt președintele Colegiului Medicilor Veterinari. Mă consider o persoană și tocmai de aceea am fost ales de colegii mei coordonator FES, o persoană cu o viziune europeană. Prin activitatea care am desfășurat-o la PES, am avut ocazia în mai multe țări europene să văd niște orașe, așa cum îmi doresc să ajungă și Slobozia, un oraș curat, aerisit, frumos. Îmi doresc Slobozia pentru că sunt, așa cum v-am mai spus, sunt slobozean, aici am crescut, aici mi-am desfășurat activitatea profesională, aici o să crească și copilul meu și sper că atunci când va termina studiile, să nu spună de ce să rămân la Slobozia. Să spună să rămân în Slobozia, un oraș frumos, să rămân acasă, să nu aibă motive să plece din Slobozia, pentru că sunt convins că atunci Slobozia va fi orașul pe care ne-l dorim cu toții. Candidatul PSD Ialomița pentru președinția Consiliului Județean Ialomița este primarul orașului Amara, Victor Moraru. Fiecare candidat pentru funcția de consilier județean va trebui să prezinte un proiect propriu cu privire la dezvoltarea județului. Ne dorim o listă frumoasă de consilieri județeni, oameni care să fie cunoscuți la nivelul județului și oameni care să fie profesioniști. Partidul Social Democrat este deschis la acest moment și sperăm să rămână deschis tuturor partidelor din acest județ. Așa că, după data, facem apel la toți oamenii de valoare și de Ialomița care doresc să implice în politică și, în mod special, în administrație, să vină și la Partidul Social Democrat, pentru că județul Ialomița are nevoie de aceste valori. Sigur, fiecare candidat la poziția de consilier județean îmi doresc să aibă un proiect de consilier județean. Încercăm să avem reprezentanții consilier județean din toate domeniile de activitate, cele mai specifice județului Ialomița, de la cultură, sport, cultură, economie, sănătate, educație. Vom încerca să avem cei mai buni oameni. Doresc ca acești oameni să vină cu proiectul dumneavoastră, proiect pe care să-l susținem 4 ani de zile. Bineînțeles, să spun domnul președinte de acțiune că Partidul Social Democrat a stabilit să cheie un contract social conform statutului PSD. Iar la acest moment, prin strategia de blocare și prin proiectele cu care vor veni potențialii consilieri județeni, încercăm să stea la baza acelui contract social pe care trebuie să-l cheie Partidul Social Democrat cu cetățenii județului Ialomița. În localitățile Bucu, Bărbulești, Făcăieni, Sărățeni, Țăndărei și Movilița nu au fost încă stabiliți candidații, deoarece se așteaptă rezultatele sondajelor.